Un șofer a fost surprins de radar cu o viteză de peste 200 de km la oră pe un bulevard din Brașov. Iar vitezomanul are 23 de ani. Polițiștii l-au verificat cu etilotestul și au descoperit că nu consumase alcool. Are însă acum permisul auto suspendat pentru următoarele 90 de zile.